Tinerii buzoieni aflați în căutarea unui loc de muncă sunt așteptați vineri pe 25 septembrie la Galeria Mall, unde se va desfășura o bursă specială organizată de AJOFM. Până la ora actuală avem în jur de 17 angajatori. Până la ora actuală, astăzi, avem încă o săptămână și până la bursă, deci erau 17 angajatori. Până la ora actuală sunt peste 80 de locuri de muncă pentru absolvenții învățământ mediu superior, promoția 2015. Atât firmele care vor încadra tineri, cât și absolvenții care vor fi angajați vor primi subvenții de la stat, sumele fiind diferite în funcție de forma de învățământ pe care a urmat-o fiecare persoană. Angajatorii primesc, dacă este absolvent de învățământ superior, primesc. Vor fi subvenționați din partea statului român, din partea Ministerului Muncii, cu o sumă egală de 750 de lei, timp de 12 luni, pentru că șomerul care a fost absolvent de studii superioare s-a angajat, va primi o sumă egală cu valoarea ajutorului de șomaj, ca și cum aș fi rămas în șomaj pe toată perioada respectivă, și pentru că a făcut pasul către un loc de muncă, Ministerul Muncii, statul român, îi oferă și sub formă de primă, să spunem, de angajare, eu spun primă de încurajare, suma de 500 de lei, 5 milioane vechi, în momentul în care se angajează. Deci, cu alte cuvinte, finanțăm atât angajatorul cât și Star Trek-ul, cum le spun eu, tânăra generație. În prezent, în evidențele AJOFM Buzău, sunt înregistrați aproape 2500 de absolvenți cu studii medii și doar 124 cu studii superioare. O parte dintre aceștia și-au găsit deja locuri de muncă. Mai exact, este vorba despre 548 de absolvenți de liceu și doar 22 de facultate, motiv pentru care aceștia au cerut deja să fie scoși din baza de date a șomerilor. În continuare, județul Buzău ocupă locul 3 la nivel național într-un top al celor mai mari rate de șomeri. Mașină.